Tu fizica o faci dacă ești interesat de natura din jur și ești preocupat de ideea, ce mă lumea asta pe care trăiesc eu? Deci, pe bune, chiar ce e? Deci noi trăim chiar în această lume. Chiar ce e lumea asta? Spune fizicianul, ce e lumea asta în care trăim? Păi fizicianul să spună așa, că nu știe, că lumea asta e ca o ceapă. Știi? Și te uiți la primul strat de ceapă, asta se numește mecanica newtoniană, o vezi în clasa 9, știi? O dai la o parte. Și apare un alt strat de ceapă. Și ceapa asta se numește teoria electromagnetismului, electricitate magnetismului, o vezi în clasa 10. Bun, mai dai încă o dată bucata asta de ceapă la o parte și mai departe vezi mecanica cuantică. Se mai învață și asta pe la liceu. O dai și pe asta la o parte. Vași teoria cuantică a câmpului, asta se învață la facultate, știi? O dai și pe asta la o parte. Dai la un moment dat teoria corzilor relativiste, asta se învață deja la doctorat, știi? Și tot așa, dai straturi ale cepei, ceapa asta care e realitatea, la o parte și niciodată nu știi dacă ajungi la esență. Și ai senzația la un moment dat că ești foarte departe de esență. Îți dai seama că noi acum în fizică n-am dat la o parte decât vreo, știu și o 6-7 straturi de ceapă și ele vor fi 1000 până acolo. Și stai și te uiți în adâncimea și te gândești, Doamne, cât de departe sunt eu de adevărul ăla fundamental. Care este adevărul ăla fundamental? Păi nu știu, că dacă aș fi putut să-l găsesc, ți l-aș fi putut spune. Da. Dacă există un adevăr fundamental, e faptul că noi existăm și că lumea asta există. Știi? Ăsta este cumva principiul lui Descartes. Eu exist, eu gândesc de ce exist. Știi? Mai departe, nu știu dacă am mers până acum. Și lumea există, e un alt adevăr fundamental. Da, este. Știi că eu odată, când eram adolescent, făceam următorul experiment, știi, și mă durea efectiv, o chestie aproape mistică, știi? Și stăteam așa și mă gândeam, ce-ar fi dacă n-ar fi nimic? Da? Și mă gândeam, ok, nu e nimic. Și dădeam la o parte casa, pădurea, copacii, râu, că eram la țară. Și stelele și nu era nimic. Și imagineam un spațiu gol și zic, ok, e un spațiu gol. Și mă gândeam, dar stai puțin că ăsta nu e nimic. Ce ar fi dacă n-ar fi nici spațiu? Ce ar fi dacă nu ar fi nici măcar ideea de ar fi ceva? Ce ar fi dacă nu există nimic, nici măcar eu, nici măcar ideea de mine, absolut nimic? Nici eu n-aș fi putut ca să gândesc că exista ceva nimic. Și în momentul ăla aveam așa o mică durere în suflet, pentru că îmi imaginam, Doamne, ce dureros poate să fie ca să nu existe absolut nimic, nici măcar ideea ca să existe ceva nu ar fi putut apărea, știi? Adică o durere efectivă adâncă. Și de unde am dus și atunci, Doamne, lumea asta totuși e un miracol, faptul că există ceva. E efectiv un miracol. Un miracol al cui? E, că doar nu o să mă întrebi acum de Dumnezeu. Uite de Dumnezeu. Tocmai l-ai pomenit. Tocmai l-ai pomenit. Da, da. Păi ce se întâmplă? În esență, da, fizica ne învață ce este lumea, dar numai prin lucrurile pe care le vedem direct în jurul nostru. Și atunci, dacă în spatele acestei creații există un Dumnezeu, poate că există. Dar atâta timp cât acel Dumnezeu nu se manifestă prin niște măsurători fizice, da? E ca eu să-l măsor, cum era Toma, da? Să-i fac acolo măsurătoarea și să zic, da, Doamne, Tu ești, atunci fizicianul spune, măi, deocamdată pentru mine Dumnezeu nu există. Era odată un matematician, cred că era Lagrange sau poate Laplace, nu mai țin minte, îmi pare rău că nu mai țin minte, care a scris o carte despre sistemul solar, cu planetele, cum se mișcă, știi? Și s-a dus la Napoleon. Și Napoleon se uită în cartea aia, da, planetele se mișcă foarte frumos, dar zice, auzi, dar zice, tu n-ai zis nimica de Dumnezeu în cartea asta. Și la care îi răspunde, zice, da, împărate, că Napoleon era împărat, zice, n-am avut nevoie de ipoteza anumită Dumnezeu. Deci atâta timp cât în știință încă nu ai nevoie de ipoteza anumită Dumnezeu ca tu să explici lucrurile din jur, da, poți să construiești realitatea din jur și poți să reconstruiești lumea și atunci numești asta lumea științei și spui că în lumea asta a științei Dumnezeu nu există. Este dreptul tău și faci lucrurile în consecință. Dar tu crezi că Dumnezeu există? Uite, să știi că intri niște probleme personale și eu acum sunt sincer cu tine, știi? Adică lumea își imaginează așa că toți fizicienii sunt atei și preferă ca să aibă modele foarte clar, bine definite. Pentru că tu dacă ești modelul unei idei, da? Lumea află foarte mult despre ideea respectivă și o asociază acelei persoane care e modelul de idei, da? Deci e foarte ușor ca să-ți imaginezi un fizician ateu, da? Și să spui, ok, modelul este ăsta, fizicianul este ateu și mi-e mult mai simplu ca să înțeleg. Numai că adevărul e că fizicianul e un om. Fizicianul suferă, fizicianul are familie, fizicianul are probleme medicale, da? Deci fizicianul este ca om, este pus în fața tuturor acestor probleme. Iar eu am o experiență personală în să spun așa, în descoperirea religiei, care e mult mai lungă și nu cred că intră aici, da? Și am avut experiențele mele personale religioase, da? Am fost la biserică,
Uite că îți spun acum că am citit la Biserica Apostolii în fiecare săptămână, da? Și am avut aceste experiențe religioase de existența divinității. Și pot să spun, am avut zile în care am simțit că am plutit pe pământ. De ce? Pentru că în zilele respective eram convins că Dumnezeu există. Și mi-a zis, Doamne, dacă Tu ești, ăsta este lucrul cel mai important din toată lumea asta. Pentru că dacă Tu ești, viața mea are ceva dincolo. Viața mea are un sens. Eu mie nu trebuie să mai fie frică de nimic pe lumea asta. Pentru că Tu existi. Îmi e frică de durere? De ce să fie de frică de durere? Pentru că Tu o să-mi iei durerea după ce eu mor. Am o problemă medicală. La un moment dat, de exemplu, eu am o problemă medicală care se numește tinnitus. Și aud tot timpul zgomotul ăsta, știi? Și, dar asta a fost în altă perioadă. Și m-am gândit așa. Doamne, dacă Tu ești, eu știu sigur că durerea asta pe care eu acum o simt și o port cu Tine, ea o să dispară după moarte. Tu mă aștepți acolo, da? Deci am avut această experiență religioasă a existenței divinității și am purtat-o cu mine și am simțit efectiv că plutesc. Am zis că nu este nimic mai frumos pe lumea asta decât să crezi în Dumnezeu. Nu există nimic mai frumos pe lumea asta. Numai că asta mi s-a întâmplat mie. Fiind cu mintea mea și mintea mea se gândește, la un moment dat mintea începe să se gândească că tot ceea ce gândești tu e de fapt o invenție a minții tale. Știi? Și atunci lucrurile încep să se spargă, știi? Și credința poate să se spargă, credința poate să dispară și la un moment dat poate să ajungă chiar în nihilism. Știi? Adică mintea e ceva foarte complicat și în mare parte așa s-a întâmplat la mine. Deci ceea ce aveam eu credință a dispărut, s-a spart în bucățele. Și acum sunt pe undeva în partea de jos, trebuie să recunosc în cazul de față destul de aproape de nihilism și încerc ca să trăiesc așa împotriva ceea ce spunea la un moment dat Sartre, spunea așa, zice, secolul următor, adică secolul în care trăim noi, va fi religios sau nu va fi deloc. Nu, n-avea dreptate, secolul ăsta va fi, chiar dacă va fi nihilist, chiar dacă secolul va fi oricât. Și atunci și eu trebuie să trăiesc chiar dacă nu mai am credința în Dumnezeu. Și trebuie ca să trăiesc și trebuie să îngăsesc aceste mecanisme de, până la urmă, de înțelegere, de supraviețuire a lumii, dar oricum o simt ca o pierdere. Vorbind de un Dumnezeu băgat în niște canoane ale unei religii, un Dumnezeu al ortodoxilor, al catolicilor, sau Dumnezeul tău era un creator universal? Aș spune că eu am avut într-adevăr un Dumnezeu sub o formă de creator universal. Pentru că, într-adevăr, dacă te restrângi efectiv la un Dumnezeu canonic, fie musulman, fie creștin ortodox și începi să crezi absolut tot ceea ce scrie în Biblie și o iei cu Vechiul Testament, tu ca fizician ai niște probleme majore. Adică o iei cu Noe, o iei cu creația, nu ai niște probleme majore. Deci tu poți să ajungi la credință, dar la un moment dat trebuie să dai la un moment dat la o parte niște haine, ceea ce le numesc eu. Adică eu fac o diferență între credința fundamentală, da, și religia. Religia este de fapt o îmbrăcăminte pe care tu o pui în jurul unei spiritualități adânci, știi? Și într-adevăr, probabil că la vremea respectivă, și am avut aceste discuții, recunosc, știi, referitoare la Vechiul Testament, nu, n-am putut ca să cred Geneza după Vechiul Testament niciodată, dar am putut ca să cred în Dumnezeu pentru că nu trebuie neapărat să fie descris cum este acolo, adică eu n-am niciun fel de probleme cu oamenii ăia, nu știau de fapt ce scriau, știi? De unde nevoia asta de religiozitate a omului? În primul rând să știi că nevoia asta nu e în mulți oameni. În foarte mulți oameni pornește de la ce ai spus tu, știi? Frica de moarte, efectiv, care e foarte puternică. Sau frica lipsii de sens. Pentru că dacă tu ești un ateu adevărat, da, un ateu adevărat din ăsta, cum e Dawkins, da? Tu realizezi de fapt că nici măcar dragostea nu este altceva decât materie, da? Și ție, dacă îți moare copilul, tu nu trebuie să plângi. Că dacă, de exemplu, deci în ateismul ăsta, da? Nu este nicio diferență între un copil și un laptop. Pentru că amândouă sunt niște automate, laptopul îți face o chestie automată, copilul îți face niște o chestie automată, pentru că el nu e decât un automat copilul ăla. Are niște neuroni, neuronii aia decid ce decizie să ia copilul și copilul plânge și te ia în brațe, da? În urma unor decizii neuronale ale celui automat care este corpul copilului. Nu există absolut nimic în acel copil diferit decât atomii, da? Și atunci, dacă îți moare copilul respectiv, Ce faci când se strică laptopul? Îți cumperi altul, doar nu te-a pus să plângi, da? Îți moare copilul, tu trebuie să spui așa, mi-a murit copilul. Bă, nevastă, ce facem? Da, nimic, bă, bărbate, facem altul. Știi? Și te uiți seara la un film liniștit, știi? Dacă ești ateu cu adevărat, știi? Ateul de ăsta, pur și crezi în ceea ce crezi, știi? Bun, ei bine, asta vreau să zic că mulți oameni, da, simt că dragostea umană înseamnă altceva decât materia,
Mulți oameni, într-adevăr, au frica de moarte, mulți oameni cred într-o spiritualitate, adică, mă, numai puțin, există ceva în om, altceva decât materie și poate viața asta are un sens, știi? Și dau sens prin ceea ce fac, prin servici, prin artă, prin pasiunile pe care le pun. Caută să dea un sens lumii în care trăiesc, da? Dar, atenție, există și oameni care nu au absolut niciun fel de nevoie de chestii de astea. Nu au nevoie. Nu au nevoie de Dumnezeu, nu au nevoie să dea un sens vieților. Ei spun așa, asta este viața. Și eu am rămas surprins în Olanda ca să descoper chestia asta, pentru că Olanda este o societate secularizată în cea mai mare parte. Deci în Olanda bisericile se vând. Da, e clar. Dacă ai 200.000 de euro, eu știu o biserică în Eichhoven, poți să o cumperi. E. Dacă Clarice te-a întrebat despre Dumnezeu, eu te întreb despre extratereștri. E mai ales la mod acum dosarele extratereștilor, hangarul 1, teoria astronautului antic. E o mare modă pe toate canalele. Ce părere ai despre desfășurarea asta de forțe? Părerea mea este că extratereștrii există. Eu cred că extratereștrii sunt mai reali decât lucrurile pe care noi le considerăm reale în societatea asta, da? Numai cu o mică diferență. Eu îmi imaginez extratereștrii pe alte planete, pe alte galaxii. Ei există chiar acum, în timp ce noi vorbim, există pe o altă galaxie, își cresc o civilizație, se dezvoltă acolo, tot acum, așa cum a câteva sute de ani, da, sau acum 1000 de ani, de exemplu, existau greci în Grecia antică și aveau o civilizație, existau în partea cealaltă în America o altă civilizație și unii nu știau de ceilalți. Tot așa, acum pe alte planete, se numesc exoplanete, există extratereștri, își dezvoltă civilizațiile, numai că noi nu intrăm în contact cu ei. Deci, cu alte cuvinte, cred în acești extratereștri, dar nu cred în extratereștri care ne vizitează acum sau ne-a vizitat în trecut. Nu, în ăștia nu, în ăștia sunt niște povești.